Salutare și bună dimineața! Sunt John de la Esper Crypto. Vom vorbi despre piața cripto astăzi. Vă voi spune ce cred că se poate întâmpla pe termen scurt cu toată piața cripto, adică în cursul zilei de astăzi. Și vreau să vă arăt înainte de toate un semnal care l-am dat de dimineață pentru membrii Expert Crypto nu au mers extraordinar semnalele în această perioadă din cauza volatilității crescute a pieței, fapt pentru care uh, am implementat noi idei și vreau să dăm membrilor doar semnale cu uh, risc foarte scăzut, low risk. Dimineața am intrat la ora 7:43 și le-am dat membrilor uh, acest semnal pe engine la 1.9, dacă nu greșesc pe scalp, le-am spus când să intre, când să iasă, cu toate targeturile. Și în două ore s-au cipit ceva bănuți. Da, vreau să vă spun că noi suntem activi pe WhatsApp, pe grupul chat, unde vorbim frecvent, adică de câte ori este nevoie, poate din minut în minut cu membrii, în care le spunem când să intre, cum să ia pozițiile. Asta este o siglă de la firma de mea, cer scuze. Bun, deci Uh, injeul și ține membrii update mereu la ce se întâmplă. Dacă considerați că suntem utili și vă putem ajuta cu ceva în a face ceva bănuți, eu cred că suntem, intrați pe www.expercripto.uk aici găsiți toate pachetele noastre de abonamente și fiecare își alege pachetul în funcție de uh, durintele necesare să spun așa. Bun. O să intru înapoi pe, avem Bitcoin 20.700 în acest moment, deci Bitcoin testează în momentul ăsta rezistența. Haideți să fac clipul, să mă uit și 20.673 sunt pe 4 ore, să mut time frame-ul aici pe o oră. Și da, pe o oră Bitcoin are testat 20.700, care este rezistența în momentul de față. Este peste, dar hai să mă uit un pic pe 15 minute. Dacă tot mi-a apărut semnalul în ce fac clipul, am zis să-l verific. Bun, este peste. Deci sunt șanse să mai urcăm un pic. Bun, revenim la Bitcoin. Dacă tot am intrat și vorbim despre Bitcoin direct. Bun, 20.000... 700 este cea mai mare rezistență pe care bitcoin a avut-o pe daily. Momentan, văd că a rupt-o puțin. Ne uităm și repede pe FinanGrid Index 33, astăzi un lucru pozitiv, adică reacția uh, oamenilor la uh, ceea ce se întâmplă pe piața cripto. Am văzut foarte mulți vloggeri care sunt extrem de buliși. și eu m Aș avea ceva rețineri până aș face asemenea afirmații momentan, pentru că avem un semnal de strong buy la 20.000, de strong sell la 20.700 și mi-e greu să cred că Bitcoin poate trece cu ușurință peste 20.700. Nu înseamnă că este imposibil, dar, repet, mi-este destul de greu pentru că avem semnal de sell aici foarte mare. În fine, vedem ce se mai întâmplă, ținem cearturile deschise. Bun, ieri am spus în clipul de ieri aveți și imaginea de la membri că paternul va fi spart astăzi, lucruri care s a întâmplat uh, ieri. Uh, este un fake out din multe meu de vedere, s-au lichidat 171 de milioane de dolari doar din Bitcoin în o singură oră. Iar Ethereum, uh, mă uitasem tot ieri, pompase în... 7 secunde 5%. Deci e logic că nu are cum să fie o creștere organică, adică e din de, de înțeles. Tot în clipuri de ieri am spus că mă aștept ca Ethereum să pompeze până în zona asta undeva peste 1700 de dolari. 1700 până în aproape 1780 de dolari. Nu văd cum trendul poate urca mai sus de atât pentru că nu sunt motive să fim bullish. Repet, nu avem motive să încă să fim bullish. Bun, haideți să vedem și ce ne-a făcut ieri să urcăm destul de mult, și anume că faptul că parlamentarii din Marea Britanie au votat pentru recunoașterea cripto ca și instrument financiar reglementat. Adică FCA se pregătește să adopte criptocurrency pentru serviciile financiare și piețele financiare din Marea Britanie, care se extind foarte mult. Și vor să stabilească niște plăți pentru stable coins. Este o știre foarte bullish pentru piața cripto, și nu știu cât uh, o înțeleg. Dar știrea aceasta este extrem de bullish și ce mă face să cred este că această știre va ține în picioare piața cripto și va ține piața cât mai sus. În schimb, nu cred că bear este gata, pentru că știrile negative în care Rusia uh, acuză Ucraina pentru pregătirea unei bombe murdare și reciproc, pune așa, creează o mică instabilitate sau o mică mare instabilitate pe toate piețele financiare. Momentan în Marea Britanie inflația este peste 10%, peste 10 și Banca Angliei uh, tacit pregătește o recesiune. Așa că foarte mare atenție! Nu avem semnal de sell încă, dar îl vom avea probabil imediat pe la 20.800. Mi-e greu să cred că Bitcoin sănătos poate depăși 20.800 astăzi. Rămâne de văzut, ne auzim în cursul după amiază. Zi frumoasă!